Viceprim-ministrul României, Sevil Șaideh, a ajuns la Slobozia la invitația Consiliului Județean Ialomița pentru a prezenta programele pe care le finanțează Guvernul României. După ce s-a întâlnit cu autoritățile locale pentru a le expune prioritățile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Sevil Șaideh și președintele Consiliului Județean Ialomița au susținut o conferință de presă. Ministrul Dezvoltării a afirmat că principala prioritate a executivului o reprezintă asigurarea serviciilor de bază, prin modernizarea satului românesc prin finanțarea proiectelor de alimentare cu apă, canalizare, reabilitare drumuri, înființare creșe, grădinițe, școli și dispensare. Avem onoarea de a avea în județul nostru de doamna vicepreședintă Sevil Șaideh, care a fost un secretar de stat de la Alexandru Fotor și un secretar de stat de Adrian Dedea. Le mulțumesc mult pentru că și-au găsit timp să participe la această întâlnire de informare cu privire la acțiunile Guvernului și la, în special, la programele pe care le finanțează Guvernul în următoarea perioadă. S-au discutat problemele de administrație, problemele de investiții în infrastructura locală a județului Ialomița și în localitățile noastre. Cred că colegii primari au primit răspunsul la majoritatea întrebărilor și cei care nu au fost adesea de întrebări sunt informați că pot face solicitări cu privire la clarificările pe care și-o doresc atât la guvern cât și la Consiliul Județean. A fost o mare onoare pentru mine să răspund invitația adresată de Consiliul Județean la această întâlnire tehnică cu autoritățile locale ale județului Ialomița. Foarte pe scurt, am prezentat prioritățile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, respectiv prioritatea numărul 1, asigurarea celor 10 servicii de bază conform programului de guvernare, respectiv modernizarea satului românesc prin finanțarea proiectelor de apă, canalizare, drumuri, creșe, grădinițe, școli, dispensare, iluminat public. Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, are un buget în valoare de 30 de miliarde de lei. În cadrul acestui program se va porni de la realizarea serviciilor de bază, iar investițiile în infrastructura sportivă rămân o prioritate redusă. Absolut toate contractele de finanțare aflate în execuție la 31 decembrie 2016, conform Ordonanței 6 de 2017, constituie PNDL, etapa 1, ele, aceste contracte, au asigurat finanțarea până la finalizarea obiectivului de investiție, deci nu se renunță la niciun contract de finanțare. PNDL, etapa 2, care are un buget de 30 de miliarde credite de angajament, este în fază de analiză, de prioritizare. Criteriile de prioritizare pe care le vom aplica sunt cele prevăzute de HG 624/2015. Din analiza solicitărilor pe care autoritățile locale le-au depus pentru finanțare în PNDL etapa 2, am constatat și aceste baze sportive, fie stadioane, fie săli de sport. Am rugat pe fiecare dintre autoritățile locale să-și prioritizeze în primul rând dumnealor, în sensul să pornim de la serviciile de bază, asigurarea apă, canalizare, școală, dispensarul, grădinița, creșa, drumul, nu acordând o prioritate majoră sportului, am zis să terminăm toate serviciile de bază, iar sportul, în special în mediul rural, acolo unde nu există campionate sau nu există echipe de sport, de performanță, în acest sens am rugat aceste proiecte să rămână cu o prioritate redusă, urmând ca ele să fie finanțate după ce realizăm toate serviciile de bază. O altă prioritate a Guvernului este creșterea absorției fondurilor europene. La acest moment, la nivelul județului Ialomița, au fost depuse în total peste 280 de proiecte de către autoritățile locale, în valoare de 1 miliard 700 de milioane de lei. Împreună cu toate autoritățile de management, ne-am asumat ca până la 31 decembrie 2017 să aducem în țară 5,2 miliarde de euro. După cum bine știți, anul trecut nu s-a făcut absolut niciun efort în acest sens, deci a fost o inactivitate totală în acest sens. Ne-am propus ca la 1 iunie toate autoritățile de management din coordonarea Ministerului Dezvoltării să fie acreditate
ca să putem aduce fondurile europene. Iar a treia prioritate pe care am dezbătut-o și discutat-o cu autoritățile locale, reforma administrației publice, respectiv codul administrativ, statutul funcționarului public și legea finanțelor publice. Împreună cu conducerea Consiliului Județean, cu parlamentarii județului dumneavoastră, vom încerca să găsim surse de finanțare pentru a nu lăsa niciun proiect de infrastructură locală care astăzi este pregătit, să nu îl lăsăm să nu fie implementat. În 283 de proiecte realizate de autorități publice locale, inclusiv din postul județean, valoarea estimată la acel moment este de 1.700.000 de milioane de lei. Fericitări din autorități locale care au depus aceste proiecte și să știți că sunt proiecte care localizează care au și 12, 13, 20 de proiecte depuse. Sigur, pe criteriile care au să stabilite prin lege, se va face o selecție și o să rămână cele care sunt eligibile. De la 1 ianuarie 2018, Guvernul României își propune asigurarea unui minim de 750 de lei pe locuitor la nivelul bugetului de funcționare, iar acolo unde acest minim nu este asigurat din venituri proprii, bugetul de stat va completa cu sume de echilibrare.